Am făcut astăzi o vizită în șantierul de la Spitalul Județean, unde are loc extinderea compartimentului de urgențe, un proiect în valoare de 12.900.000 de lei cu fonduri europene. Am venit să vedem care este stadiul lucrărilor, ținând cont că în execuție am întâmplat anumite dificultăți privind anumite conducte și cabluri care au fost descoperite cu ocazia săpăturilor. Împreună cu dirigintele de șantier, proiectantul și executantul, s-au rezolvat aceste probleme. Am discutat și despre termenele privind desfășurarea contractului și am fost asigurați că vor fi duse la îndeplinire în termenul prevăzut în contract. Haideți aici! Poate trebuie cuiva.